Bună ziua! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestei lecții vom vorbi despre dreptunghi. Mai precis, vom vedea ce proprietăți trebuie să aibă în plus paralelogramul pentru a putea afirma că este dreptunghi. Paralelogramul cu un unghi drept este dreptunghi. Oare este adevărat acest lucru? Haideți să vedem! Dacă ABCD este paralelogram și unghiul A este de 90 de grade, știm din proprietățile paralelogramului că unghiurile opuse sunt congruente, așadar și unghiul C este de 90 de grade. Dar, de asemenea, mai știm că unghiurile alăturate ale unui paralelogram sunt suplementare, deci A plus D egal 180 de grade. Dacă A este 90, înseamnă că și D este 90. În concluzie, toate cele patru unghiuri vor fi egale cu 90 de grade, adică ABCD este dreptunghi. Din moment ce am spus că dreptunghiul este paralelogramul cu un unghi drept, acesta preia toate proprietățile paralelogramului. Deci, laturile opuse sunt paralele și congruente. AB paralel și congruent cu DC și BC. Paralel și congruent cu AD. Și diagonalele se înjumătățesc. Deci AC intersectat cu BD egal O, mijlocul diagonalelor. În plus, dreptunghiul mai are o proprietate și anume Paralelogramul cu diagonalele congruente este dreptunghi. Așadar, dacă AC e congruent cu BD, atunci ABCD este dreptunghi. Pentru a demonstra acest lucru, vom considera triunghiurile BAD și CDA. În aceste două triunghiuri știm că BA este congruent cu CD. Laturile opuse ale unui paralelogram sunt congruente. AD este latură comună, deci AD congruent cu AD și BD congruent cu CA. Așadar, conform cazului de congruență latură-latură-latură, triunghiul BAD este congruent cu triunghiul CDA. Așadar, Unghiul A este congruent cu unghiul D, dar ABCD era paralelogram. Unghiul A plus unghiul D era, aveau suma 180 de grade, unghiuri suplementare. Deci, înseamnă că unghiul A este egal cu unghiul D, este egal cu 90 de grade. Deci, paralelogramul cu un unghi drept este dreptunghi, așadar ABCD este dreptunghi. Pentru a aplica proprietățile studiate, vom rezolva împreună următoarea problemă. În triunghiul ascuțit unghic ABC se consideră înălțimea AD și E mijlocul laturii AB. Știind că G este simetricului lui D față de E, determinați natura patrulaterului ADBG. Bun, deci din ipoteză știm că BE e congruent cu EA, deoarece E este mijlocul lui BA. Dar G e simetricului lui D față de E, așadar DE este congruent cu GE. AB și GD sunt diagonale, ele se înjumătățesc, deci ADBG este paralelogram. Vom scrie acest lucru. AE congruent cu EB, DE congruent cu EG, repet, deoarece G este simetricul lui D față de E, AB intersectat cu GD este egal cu punctul E, așadar, rezultă că ADBG este paralelogram. Dar AD este perpendicular pe BC. În concluzie, măsura unghiului ADB este egală cu 90 de grade. Paralelogramul cu un unghi drept este dreptunghi. Deci ADBG va fi dreptunghi. Așadar, și diagonalele AB și GD vor fi congruente dacă ni s-ar fi cerut acest lucru. Aceasta este o problemă care ilustrează proprietatea dreptunghiului, și anume faptul că el este paralelogramul cu un unghi drept. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă rog să rezolvați și alte probleme care necesită trecerea de la paralelogram la dreptunghi prin aplicarea proprietăților enunțate anterior. Vă doresc numai bine! La revedere!